Salut! Sunt Lucian de la mole.ro și în acest clip doresc să vă prezint suportul de bicicletă cu prindere pe cârlig din gama Velo Compact. O să vă explic și diferențele pe parcurs între variațiile pe care le are gama Velo Compact. De început, ce trebuie să știți? În momentul de față aici vă arăt un Velo Compact 926. Trebuie să știți că suporții Velo Compact vin cu prinderea pe cârlig despre care vorbeam, care este foarte facilă. Se apasă pe acest clește, se ridică și practic se eliberează suportul. La fel și montajul se face prin înghițirea nucii mașinii și se apasă, plus se aveți antifurt. Suportul de bicicletă este securizat cu antifurt pe mașina dumneavoastră, plus bicicleta este la rândul ei securizată cu un antifurt de suportul de bicicletă. Deci cumva aveți antifurtul inclus în produs, deci nu vă mai trebuie antifurt pentru produs sau pentru bicicletele pe care le aveți. Bineînțeles, trăind în România, nimic nu este imposibil de furat, dar cumva e un element de siguranță. Velo Compact. De ce cred eu că îi zice Velo Compact? Pentru că el se strânge. Deci aveți aici funcția de pliere, asta făcând mai ușor de depozitat produsul în garaj sau unde îl țineți dumneavoastră. În momentul în care îl utilizați și montați bicicleta sau bicicletele, se extinde suportul, carosele să se așeze foarte frumos pe suport. Prinderea bicicletei se face cu aceste curelușe, da? Sunt niște curelușe foarte ușor de utilizat și foarte sigure, plus cleștele care face prinderea pe cadrul bicicletei. Ar trebui să fie făcută pe cadrul bicicletei. Această prindere tip clește poate fi și mutată, deci se desface, se deșurubează de aici, plus trageți și el poate fi repoziționat în altă parte. Eu mă chinui un pic aici, pentru că fac totul cu o mână, dar este foarte ușor de mutat și să vă ușurați utilizarea și găsirea unei poziții optime pentru montarea bicicletei sau bicicletelor. Mă scuzați. Cum ziceam, el are antifurt aici. Închideți antifurtul și în momentul în care o să închideți, o să vedeți că se învârte în gol. Deci, practic, nu se mai poate desface decât în momentul în care folosiți cheia, deschideți și atunci se poate deschide și puteți elibera bicicleta. Capacitatea de încărcare a suporților Velo Compact este de maxim 60 de kg cu o greutate maximă per bicicletă de 30 de kg. Asta ce înseamnă? Înseamnă că suportul acesta are 3 poziții, dar dacă aveți două biciclete la 30 de kg bucată, atunci nu o să mai aveți loc sau nu ar mai fi corect să montați o a treia bicicletă pentru că ați depăși capacitatea de încărcare. Cunosc oameni inventivi și care au mers pe riscul lor și au montat greutate mai mare și n-a fost nicio problemă, dar nu e recomandat. În cazul de față avem, cum vă ziceam, Velo Compact 926, care oferă 3 poziții și dacă cumva aveți nevoie pentru a patra poziție, puteți achiziționa un adaptor 9261 care este valabil și pentru ceilalți suporți din gama Velo Compact și extindeți capacitatea, cum e aici, de la 3 la 4 biciclete sau să zicem că vorbim de un 924 sau un 925, de la 2 biciclete la 3 biciclete. Deci asta se poate achiziționa oricând mai târziu, se montează ca și extensie aici și o să mai puteți pune o bicicletă. Totdeauna, ca și recomandare tule, ar fi ca cea mai grea bicicletă pe care o dețineți să fie montată pe poziția cea mai apropiată de prindere, de cârlig. Și bicicleta cea mai ușoară să stea cât mai aproape de exterior. Ce vă mai oferă acest suport? Vă oferă funcția de basculare, adică aveți aici o clapetă, se apasă frumușel cu piciorul clapeta și acum el s-a basculat. Se poate face bascularea
și cu bicicletele montate pe suport, nu este nicio problemă. Asta făcându-vă viața mai ușor și având acces la portbagaj. Funcția asta oferă toți suporții din gama Velo Compact și nu numai, dar vorbind de Velo Compact, toate au această funcție. Aici o să vă arăt un produs tot din gama Velo Compact. Este vorba de un 927. Cel puțin în ultima perioadă, cel mai des a fost căutat 927-le în detrimentul 926. Mie personal îmi place mai mult 926 și o să vă explic de ce. Odată mie îmi place mai mult designul. Ăsta este stopul de 927 și o să vă arăt și o clipă, mă scuzați. O să vă arăt și stopul de la 926, care din punctul meu de vedere arată ceva mai bine. Hop, a luat o cameră un pic razna. Și care ar fi diferențele cu stopurile astea? Odată designul, ar mai fi odată prețul, că diferă prețul, 926 e mai scump cu 200-300 de lei față de 927, plus 926 vine cu o priză de 13 pin și 926 vine cu o priză de 7 pin. Asta ce înseamnă? Înseamnă că și la la stopuri este diferență, pentru că la 926 pe lângă design aici aveți marșalier. La modelul 927 nu aveți marșalier. La fel, la 924, pe care sper să-l găsim în viitor să fie disponibil, care este sinonimul acestui produs, doar cu două poziții, aveți marșalier, iar la celălalt produs nu aveți marșalier, la fel și la 925. În viitorul apropiat nu se va mai găsi 927 și 925, adică produsul acesta de care vă ziceam, vi-l arăt din nou, care este identic, face același lucru pe care îl face și 926, doar că diferă treaba cu stopurile și cu marșalierul. Și prizele, care vă ziceam 13 pin, respectiv 7 pin. Ce mai trebuie să știți este că, indiferent ce model aveți, există posibilitatea de a achiziționa adaptor și atunci puteți să treceți de la 7 pin la 13 pin sau de la 13 la 7 în funcție de nevoile dumneavoastră. Bineînțeles, aveți o poziție unde se montează numărul de înmatriculare al mașinii. În această zonă montați numărul de montaj de pe mașina dumneavoastră și montați pe suport sau mergeți cu facturica de achiziție a suportului de bicicletă și vă poate elibera de la poliție încă o plăcuță de matriculare, ca să aveți plăcuța de matriculare și pe număr, și pe mașină, și pe suport. Dacă mai aveți întrebări, vă stăm la dispoziție pe toate canalele pe care le punem la dispoziție, în online, pe mule.ro. De asemenea, dacă doriți să vă facem consultanță în alegerea produsului perfect pentru dumneavoastră, suntem disponibili oricând și vă așteptăm cu interes. Mulțumim frumos! La revedere!